Polițiștii rutieri hunedoreni au oprit în trafic în zona nodului rutier A1 Șoimuș-Deva cu ocazia activităților de prevenire menite să reducă numărul de accidente rutiere un grup de 36 de motocicliști străini, majoritatea din Italia, dar și din India sau Statele Unite ale Americii, aflați într-un circuit turistic în Transilvania, ce include și obiective din județul Hunedoara. Augurii, benvenuti, benvenuti, ciao, ciao! Sebastiano Valenza din Palermo a călătorit pe motor peste 2500 de kilometri pentru a vizita Transilvania. Oprit în trafic de către polițiștii rutieri hunedoreni, acesta a primit și un mic dar din partea oamenilor legii. Rumena, si, si vede qua la moto de la poliția rumena, che sarebbe questa qua. Aceasta este revista Poliția Română. Se vede motocicleta poliției care este aici. Nu putem decât să vă felicităm. Aveți o conduită foarte bună, ordonată, respectați regulile, sunteți bineveniți și dacă aveți nevoie de noi, ne puteți solicita. Te contactăm dacă avem nevoie de ajutorul tău. Suntem fericiți că suntem aici. Ce sfaturi dați tinerilor motocicliști români sau de alte naționalități care se deplasează pe drumurile publice? În primul rând să se înscrie la clubul nostru, să participe la evenimentele noastre. Am studiat problema siguranței rutiere, un proiect Rotary se referă la educația rutieră a elevilor. Noi donăm fonduri pe care le folosim în școli pentru a face educație rutieră la toate nivelurile, în special la copii, cu privire inclusiv la traversarea străzii. Unul dintre motocicliștii italieni, fost polițist, a oferit câteva sfaturi pentru cei care iubesc senzațiile pe două roți. Ca qualche consiglio per i giovani motociclisti. În primul rând să-și fixeze bine casca de protecție, să fie prudenți, cel mai bun lucru este să fii prudent, să păstreze distanța față de mașini și să nu meargă cu viteză. Prin această campanie de informare și de conștientizare a conducătorilor auto și a celor aflați în trafic, polițiștii rutieri își propun să atragă atenția asupra prezenței motocicliștilor și a motoscuteriștilor pe drumul public. Odată cu sezonul cald, numărul acestora s-a înmulțit. Este foarte important ca aceștia să respecte regulile rutiere, să poarte cască, să poarte echipament de protecție, să ruleze cu viteză redusă, dar este de asemenea foarte important ca și conducătorii auto să manifeste prudență atunci când se află în preajma acestor persoane care se deplasează pe două roți, să se asigure corespunzător în momentul în care schimbă banda de circulație, să semnalizeze orice fel de astfel de intenție și să nu facă manevra respectivă decât în momentul în care sunt siguri că nu pot pune în pericol siguranța traficului rutier. Măsurile polițiștilor vin în contextul în care, de la începutul acestui an, pe raza județului Hunedoara, au avut loc două accidente rutiere grave în care au fost implicați motocicliști, soldate cu decesul unui motociclist și rănirea gravă a altuia. Oamenii legii continuă controalele în trafic în această perioadă și în ceea ce îi privește pe motocicliști. Astăzi, polițiștii rutieri au fost prezenți pe DN76 la Șoimuș.